Hei! Bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube, Marmota Nostru Lately. Vezi? Dacă ești implicat? În relația noastră. Wow. Astăzi o să vă povestim cum este relația după bebe. Este un video pe care voi l-ați vrut, voi l-ați votat, eu am avut altceva în plan să vă arăt, dar voi ați votat videoul ăsta, au avut foarte multe voturi pe polul de Instagram, așa că l-am luat pe Paul, l-am venit la el la studio și am zis să filmăm, Mia doarme. Așa că o să profităm de timpul ăsta să filmăm repede videoul acesta. Repede. Noi vorbim doar din experiența noastră, din ce am observat la relația noastră după ce a venit Mia și o să vorbim și despre lucruri pe care încă vrem să le implementăm, la care încă lucrăm. Deci nu este gen, nu știu, ceva standard și se aplică la toată lumea. Definitiv. E ceva ce am observat și vorbim din propria experiență. Da. Primul este vorba despre certuri. E imposibil să nu te ceri. Cine zice că nu se ceartă, nu, în primul rând, e o relație foarte greșită dacă nu te ceri. Da. Pentru că suntem toți oameni, toți avem impulsurile noastre. Păreri diferite. Da, e imposibil să nu te ceri într-o relație și să știți că toată lumea se ceartă, oricât de perfectă pare relația din exterior, toată lumea are certuri. Dacă nu te ceri, înseamnă că ții în tine. Și asta iar e ceva foarte rău, pentru că la un moment dat o să explodezi. Exact. Dar, și ceartă nu înseamnă neapărat că dai cu farfurie în cap. Nu, despre asta o să vorbim. E vorba despre certurile constructive și nu destructive. Adică e ok să te cerți atâta timp cât o faci cu respect. Nu uiți niciodată respectul pe care l-ai față de cealaltă persoană. Pentru noi femeile asta e foarte greu. Da. Să nu țipi și nu începi să insulți persoana respectivă cu care te cerți. Da. Ci poți să ai un debate, un argument și să te cerți astfel încât să cauți o soluție, ci nu să țipi aiurea. Să dai în celălalt, să-l jignești. Da. Și numai asta cauți. Trebuie să cauți, să găsești o soluție care să facă să fie bine și pentru tine, și pentru mine, și pentru familie, până la urmă, că despre asta e vorba, să fie bine în familie. Da, deci după bebe am observat că au fost la fel de multe certuri ca și când am fost pentru prima oară împreună, când am început relația. Da. Pentru că de obicei la început sunt cele mai multe certuri și dacă treci peste perioada aia, nu o să te mai ceri. Până te acomodezi un pic, vezi cine lui, celălalt și așa mai departe. Acum când apare un copil, e ca și când ești la început, din nou. Totul e nou, pentru că trebuie să vezi cine asumă rolul ăla, cine asumă rolul ăsta, ce facem cu timpul nostru. Și practic tu ai devenit tată, eu am devenit mamă, e un nou exact, rol. E un nou rol care e un rol permanent. Da. Nu mai scap de el, e pe viață. Scap de... Da, m-am gândit okay. Așa la o analogie. Analogie. Când ai un copil, e ca și cum până acum mergeai frumos pe uscat și acum, într-o dată, ești în apă, în mare și trebuie să înoți ca să supraviețuiești. Deci e o chestie permanentă, trebuie să fii 100% acolo. Deci ai trecut la un alt nivel, nu e așa ușor ca și cum mergi pe uscat, acum e mult mai greu să mergi prin viața de zi cu zi. Și asta ne duce la următorul punct pe care vreau să-l discutăm. E vorba că acum cum îți schimbi statutul de la a fi Xenia la a fi mama lui Mia, ca să ai o relație de succes, trebuie să uiți, adică să nu uiți că nu ești doar mama lui Mia, și soția lui Paul. Exact. Să nu uiți că ești un soț sau soție sau că ești într-o relație. Nu ești doar un părinte, ci ești și soțul sau soția. 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 Ești soțul sau soția altcuiva. Ești într-o relație și e foarte important să nu uiți chestia asta. De-aia noi încercăm să implementăm o chestie care noi o numim date night sau date morning, că mai mergem și dimineața la un date. O zi din săptămână încercăm să avem o oră, două, doar pentru noi, unde mergem la un restaurant, la o cafea, undeva unde să fim doar noi doi, să vorbim. Și e foarte important să nu... Bine, asta am văzut la Milena, un vlogger pe care îl urmăresc eu. Când mergi la date, să nu vorbești doar despre copil sau doar ce se întâmplă acasă, despre rolul ăsta care ai continuu de părinte. Treburile casnice. Să vorbești despre ce te mai gândești, la ce, unde, în ce direcție vrei să mergi, ce planuri ai, ce idei mai ai, tot felul de lucruri pe care le-ai vorbit la o întâlnire.
bine. Dacă ești cu o persoană pentru prima oară, ce-i vorbi? Știi? Nu vorbești despre ce-a făcut mama ieri de mâncare și despre... Trebuie să desfundăm chiuveta de la baie. Da. Lucruri pe care le vorbești la o întâlnire, încerci să redescoperi persoana aia cât de mult poți tu și cred că așa o să tot îndrăgostești de aceeași persoană. Exact. Foarte bine spus. Munca în echipă. Foarte important când ești un părinte. Am observat lucrul ăsta. Trebuie să fii un team and it's all about teamwork. Și, nu știu, mi se pare că asta se adresează mai mult femeilor. Poate, da. Pentru că noi am ținut copilul ăla în burtică 9 luni de zile și am putut să îi dăm tot ce a avut nevoie în lumea asta și l-am crescut și dintr-o celulă a devenit un copil și noi simțim că de multe ori trebuie să facem noi în continuare tot, așa cum a fost în timpul sarcinii, doar că mai e o persoană lângă noi care vrea același lucru. Da. Și e foarte, foarte, foarte greu să ne dăm la o parte și să îi implicăm, să-i aducem în echipa noastră. Atunci se leagă foarte bine cu cealaltă chestie care ne gândeam, nu? Ca femeie trebuie să îi dai voie bărbatului să fie tată. Că tu ești femeie, tu ai avut copilul în burtă, tu l-ai scos, tu l-alăptezi și cumva o femeie se poate descurca și singură, chiar dacă e mai greu. Mai avem chestia asta că noi putem să facem tot și nu am nevoie de ajutorul tău și nu vreau să dau la o parte. Sau dacă faci ceva, vreau să zic cum să faci sau cum să-ți reproșezi dacă nu faci ceva bine. Dar da, deci trebuie să ne dăm la o parte. Femeia are acolo tot ce are nevoie, dar... E mult mai bine dacă lucrezi în echipă. Și, și pentru copil care... și numai pentru noi, da, exact. Dacă bărbatul vrea să se implice, de ce să nu-l lași? Și, într-adevăr, femeia trebuie să facă un pic de loc acolo, să vină tata, să mai facă câte o prostie, câte o bacănă și să fie îngăduitoare. Asta e foarte greu pentru noi. De multe ori văd lucruri pe care Paul le zice sau le face și mi se pare wow, mind blowing, de ce m-am gândit la asta? Și trebuie să-i dau loc să se exprime, să vină cu idei, să vină cu practici pe care sunt benefice pentru mine. Da, și am ținut foarte mult să fiu implicat în creșterea ei, că se putea foarte ușor să fii tu doar pe departamentul ăsta, eu să fac altele și să mai vin și eu câte 5 minute la ea să mă joc cu ea. Dar am vrut să fiu implicat în familie. Exact, am vrut să fiu implicat zi de zi în creșterea ei, în schimbarea scutecelor. Dar în prima lună sau două luni schimbam fiecare scutec împreună și la un pipi. Da, era efectiv ca la Formula 1. Venea echipa, mașina repede în roți, tot. Dar acum da, am învățat fiecare să facă, putem și cu ochii închiși să facem. E vorba despre muncă în echipă și într-adevăr și femeile să dea voie bărbaților dacă vor să se implice. Că mai erau uneori, voiam să-i zic, mai dăm și mie bebele să stau cu el, că ai tot stat. Nu vreau. Eu ziceam, na bine, mă duc să fac aia. Nu te dur. Și atunci ce vrei să fac? Să stau pe perete, să mă uit la voi. Măi, asta e încă un punct pe care vreau să-l discutăm. Este vorba despre situația noastră după sarcină, postpartum. Bărbaților, voi trebuie să înțelegeți că nu vorbiți cu un om, ci vorbiți cu o pungă de hormoni care e gata să se împrăștie pe podea la orice secundă. Eu țin minte că nu am știut, adică nu știam ce vreau și era foarte greu să exprim chestia asta pentru Pau, să exprim de ce am nevoie, când eu nu știam de ce am nevoie. Adică simțeam că într-o secundă am nevoie de ceva, în secunda următoare am nevoie de altceva și tu mă întrebai cu ce să te ajut. Nu știu, pentru că asta e anxietatea, depresia de postpartum, nu înțelegi ce se întâmplă, ești, nu știu, pur și simplu ești cenceață. Eu vroiam să o țin pe Mia tot timpul, să am eu grijă de ea, dar vroiam să se implice și el. Dar nu vroiam să-mi o ia, dar vroiam să mă ajute cu curățenia sau cu lucrurile pe care le aveam în minte că trebuie făcute, dar nu vroiam nici să plece de lângă noi, adică trebuia să stea cu noi tot timpul. Dar seama ce ușor mi era mie. Așa că nu întrebați cum să te ajut, ce să facă, nu știm, asta e o chestie, o să treacă da, și deci mai sunt puse ale femeii postpartum. Puțin mai multă înțelegere din partea bărbaților în perioada asta după naștere, pentru că, într-adevăr, femeile au parte de multe schimbări înăuntru și nu mereu ne putem controla așa de bine emoțiile, trebuie să înțelegi că nu mereu toate chestiile astea sunt intenționate, ci pur și simplu... Au loc multe schimbări. Da. Fizionomice. Cuvinte mari.
Nu știu despre ce vorbesc. Da, sunt momente în care, într-adevăr, trebuie doar să fii acolo și doar faptul că ești prezent înseamnă mult, chiar dacă nu ai nu știu ce nu lucruri nimic practice de făcut, cum ne place nouă bărbaților să fim, ne place să fim practici, timpul să fie utilizat foarte bine. Uneori, pur și simplu, trebuie doar să fii acolo în cameră cu ea când alăptează copilul sau când încearcă să îl culce. Înseamnă mult să fii pur și simplu acolo. E de ajutor. Am și văzut o postare pe Instagram că era un soț ce se trezea noaptea și se punea să culce pe podeaua din camera copilului cât mama l-a alăptat numai ca să nu stea singură. Și era așa de cute, da. Dar cum? Deci copilul avea o cameră separată și mama se trezea să-l alăpteze. Și venea și el acolo în cameră. Da, și se punea cu perna pe jos. Da. Exact. Așa mai fac și eu. Dacă, uite, Mia doarme, noi suntem în cealaltă cameră, ne uităm la televizor, dar se trezește între timp Mia și Xeni se duce să o alăpteze. Mă simt un pic prost, eu să stau, să mănânc voi la filme și ea na, trebuie să meargă acolo într-o cameră întunecată, să o alăpteze, știi? Atunci mă duc acolo, chiar dacă nu putem vorbi prea tare, mai șușotim, dar măcar suntem împreună, știi? Nu-i bine nici să pui toată presiunea pe mama să facă tot și să aibă toată responsabilitatea asta și de-aia uneori e suficient să mergi acolo să fii prezent. Un alt punct despre care voiam să vorbim, organizarea timpului. Cum îți organizezi timpul? E vorba despre faptul că pentru sănătatea mentală toată lumea are nevoie de un program și noi, ca noi părinți și copilul, ei sunt înnebuniți după o rutină, așa funcționează ei și trebuie să aibă o rutină și așa și noi. Noi cel mai bine funcționăm după o rutină și pentru că suntem antreprenori și avem afacerea noastră și în același timp lucrăm la casa noastră și suntem părinții lui Mia și suntem soț și soție și suntem părinții lui Arlo și lui Brownie, avem foarte multe de gestionat și este foarte greu să le faci pe toate dacă nu ai un plan bine definit, fie pe parcursul zilei, fie pe parcursul săptămânii. Astfel că noi încercăm din greu să menținem o rutină. Și uite cum ne-am schimbat așa dintr-o secundă. Am decis că e mult mai cool în timpul vlogului să-ți schimbi data outfit-ul, că să-ți arăți la cameră hainele. Da, nu poți să stai un vlog întreg în aceleași haine. De fapt, ce s-a întâmplat? Am filmat tot, am ajuns acasă, Xeni s-a pus să editeze și ce să vezi? Video era negru. Era sunet, dar fără imagine. Super. La câteva din... Așa că am interzis încă un video, dar sunt foarte motivată ca săptămâna asta să-i dau tare pe videouri, să am 3, dacă se poate. Nu devagăm înapoi. De ce? Devagăm? Nu divagăm? Nu e un cuvânt, nu știu ce. Nu ne abatem de la subiect? Cred că. Anyway. Bun, înapoi la subiect. Vorbeam despre organizarea săptămânii, a zilei sau a lunii, felul în care noi reușim să facem chestia asta, deși este un lucru la care încă lucrăm din greu și cu care încă ne zbatem să ducem la capăt în fiecare zi sau în fiecare lună. Pentru că suntem antreprenori, noi nu avem un șef sau cineva care să ne pună la program și să zică la ora 8, la ora 5 ești la lucru și după aia faci de mâncare, curățenie și te culci. Noi trebuie să le facem pe toate, suntem mama lui Mia, adică părinții lui Mia, părinții lui Brownie, părinții lui Arlo, da. Avem o casă care acum o facem, avem afacerea noastră, exact. Tot ce vrei, așa că este foarte greu să le punem pe toate la punct și să le organizăm, de aceea în fiecare zi încercăm să stăm jos și să zicem, bun, ce facem astăzi, sau în fiecare început de săptămână, ce facem săptămâna asta, sau ce planuri avem pe luna asta, și atunci știm că suntem în grafic cu anumite lucruri pe care vrem să le realizăm. Și este foarte important să ai o rutină, să fii organizat, nu numai pentru noi și pentru sănătatea noastră mentală, ci și pentru Mia, pentru că copiii sunt înnebuniți după un program, ei așa funcționează, mintea lor trebuie să aibă un program și să știe mereu ce urmează. Și este mult mai sănătos și pentru noi, am observat chestia asta. Da, deci programul nostru nu constă în ora, de la ora 8 facem aia, de la 9 nu putem asta, dar ceea ce putem face este să ne propunem un țel, nu? Pe ziua respectivă sau pe săptămâna respectivă și să zicem la sfârșitul zilei sau la sfârșitul acestei săptămâni să avem chestiile astea făcute. Nu contează când le faci, dar să le faci. Exact. Următorul punct, care este foarte important pentru mine mai ales, este timpul în familie.
De când am devenit o familie, adică noi, na, oricum eram o familie, dar de când a venit și Mia și suntem și mai mult o familie, este foarte important pentru mine să fim doar noi trei și să avem activități sau timp petrecut împreună doar noi trei, mai ales la început, când toată lumea vrea să vadă bebele, toți prietenii, toată familia extinsă, mătuși, frați, surori, whatever, toată lumea vrea să vadă bebele, să stea cât mai mult timp cu bebele și este foarte binevenit acest ajutor, dar trebuie să ai și un moment în care spui stop și este timpul pentru noi să ne descoperim ca familie și să petrecem timp împreună, pentru că așa învățăm mai mult unul despre celălalt, așa ne înțelegem mai bine, putem comunica mai bine și funcționează foarte bine chestia asta. Da, când avem... sănătos pentru amândoi. Adică să nu lăsăm atâta oamenii din jur să intervină în familia noastră, dar să știm că uite, asta e familia noastră, avem dreptul să punem limite. Și ne petrecem timp și doar noi și cu familia extinsă. Doar că trebuie să... să le clasifici foarte bine. Asta este timpul în care petrecem cu toată familia și lăsăm pe Mia să-și descopere toate neamurile și toată lumea să aibă grijă de a ține în brațe, dar asta este și timpul în care suntem doar noi și ea știe că asta e mama și tata, practic, și noi o creștem. Da. Bun, și ultimul punct? Timpul intim în cuplu. Da. Am descoperit că de când avem un copil, este foarte ușor să neglijezi poate aspectul ăsta în relație. Un aspect foarte, foarte important, așa că lași loc și pentru spontaneitate, dar de asemenea este un timp care e bine să fie cât de cât organizat și el. Da, în alte cuvinte, nu lași să meargă totul de la sine sau exact. Să aștepți ca totul să meargă de la sine, pentru că de multe ori nu se întâmplă chestia asta și... Plânge când... copilul, da. Apare chestia aia, fă chestia aia, unul are chef, unul e somn. Atunci cel mai bine e să îți planifici poate un moment în ziua cu tare, în seara cu tare. Cred că e la fel ca date night sau date exact, morning. Exact. E doar timp petrecut. Știi că ai un timp pus deoparte pentru asta, ca să nu-l neglijezi. Că foarte ușor poate să treacă timp și nu-ți dai seama de ce apar anumite probleme în relație și ca să vezi, e o chestie foarte simplă. Care da. S-a neglijat. Așa că este, am găsit și noi că este bine să punem un moment deoparte care știm că bun, ăsta e momentul nostru, să ne bucurăm unul de altul, să enjoy și uite așa. Astea sunt câteva lucruri care pe noi ne-au ajutat și pe care le-am descoperit. Poate că până mi are un an o să descoperim și mai multe lucruri pe care ne ajută da, pe noi. Avem multe de cine învățat. Știe, dar astea sunt câteva lucruri basic care ne ajută foarte mult și ne face să ne înțelegem mai bine. Și sper că v-a plăcut acest video. Dacă aveți alte sugestii sau alte lucruri care pe voi v-a ajutat, nu uitați să le puneți în comentarii jos și să dați un like și un subscribe acestui canal de YouTube, pentru că îl ajută foarte mult să crească și atunci știu că vă plac videourile pe care le facem și putem continua. Și cam atât. Ne vă pupăm și ne vedem data viitoare. See ya! Bye!